Bună ziua, bun găsit la Closing Bell. Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne reauzim. Avem o evoluție destul de liniștită pentru EURSD, cel puțin deocamdată. Am avut, e drept, niște declarații interesante din partea lui Bullard în cadrul unui interviu difuzat pe postul de televiziune Bloomberg, chiar înaintea discursului din această seară. El a vorbit despre posibilitatea de a începe temperarea în octombrie, dacă datele se îmbunătățesc. Un impact mai interesant am văzut pe aur decât pe EURSD. De altfel, în privința monedei unice, prea puține informații noi. Vom avea la ora 5 încrederea consumatorilor și a fost deja livrat discursul lui Weidmann, șeful Băncii Centrale din Germania. Acesta nu a adus neapărat o poziție nouă. A atrăgut din nou atenția asupra importanței pe care trebuie să o aibă acțiunea guvernamentală. EURSD pare deocamdată limitat între pragul de 1,3508 și 1,3544. În cazul în care spargem acest minim, am putea să ne îndreptăm atenția pe termen foarte scurt asupra nivelului de retragere de 38,2 în regiunea 1,3479, următorul fiind în regiunea 1,3451. Dacă spargem 1,3544, avem un maxim local la 1,3567 și, bineînțeles, următorul nivel destul de apropiat de 1,36 este rezistența de la 1,3593. Mai avem în interiorul acestui weekend alegeri în Germania și, deși candidatul favorit al piețelor, Angela Merkel, are șanse să fie reinstalată ca și cancelar, e posibil să înregistrăm unele mici presiuni negative pe termen scurt, datorită acestor, să spunem, incertitudini legate de alegere, fiindcă niciodată nu ai de unde să știi cu siguranță, depinde de asemenea de rezultatul obținut de un partid care este în alianță cu CDU, dar care este la limita pentru a intra în Parlament. De aceea putem detecta fundamental unele minore presiuni descendente care s-ar amplifica dacă spargem 1,3509. GBP/USD mai vulnerabil decât EURSD, lira sterlină este deja mai slabă și e destul de important ce se întâmplă aici în zona liniei de trend ascendent. În Germania am avut date relativ bune din zona de finanțare a sectorului public și cu toate acestea, GBP/USD nu s-a putut menține peste 1,6050. Am avut o alunecare pe care am putea-o continua dacă spargem linia de trend și mai ales dacă spargem, aș merge eu, pe nivelul de 1,5958, acest vârf anterior devenit acum nivel de suport. Următorul suport fiind la 1,5929 și apoi la 1,5879. O tendință descendentă se conturează aici pe cablu. O șansă, dacă înregistrăm o respingere din această zonă, este să revenim măcar spre zona 1,6052. Dar pentru aceasta e nevoie ca semnele incipiente ale redresării, inclusiv formațiunea asimilabilă unui Morningstar, să fie validate de o înlumânare crescătoare în ora următoare. USD/JPY a urmat o tendință ascendentă, ulterior consolidându-se sub un potențial nivel de breakout. 99,55 rămâne rezistența de urmărit și, din punctul nostru de vedere, dolarul american pare a avea șanse mai bune decât ienul în perioada următoare. 99,74 prim nivel de rezistență dat de altfel de ținta dreptunghiului pe care l-ar putea depăși dacă avem o închidere peste 99,55, ulteriorul nivel fiind în apropiere de 100. Ca și suport, pe termen scurt, 99,44 și apoi această zonă a lui 99,30. Bineînțeles, un nivel mult mai puternic de suport este la 99,15. Aurul a fost mai afectat de acele aluzii ale lui, să trecem pe un M30 pentru a vedea mai bine, de acele aluzii ale lui Bullard. Ne-am oprit deasupra lui 1346, vedeți un nivel mai vechi de retragere, dar care din nou
E mai util decât cele mai proaspete desenate de către noi la 1343. Deci 1346 suportă în continuare, dar avem aici o presiune descendentă, linia de trend e tot mai departe și din nou vedem o posibilitate favorabilă vânzătorilor de aur, cel puțin pe termen foarte scurt. 1343 și apoi zona 1340, nivelul de suport, rezistență la 1357 și apoi linia de trend spre 1361. Petrolul, vulnerabil în prima parte a sesiunii, este în momentul de față din nou cumpărat. E posibil să avem unele poziționări înainte de weekend. În orice caz, structura tehnică pare a fi din nou avantajoasă pentru cumpărători. 110.01 nivel de rezistență, urmat de 110.97, suportul mai hotărât la 108.61, deocamdată o tendință moderat crescătoare în această piață. În zona indicilor de piețelor de acțiuni, în Germania suntem într-o zonă sensibilă. Tendința ascendentă poate fi pusă sub semnul întrebării și mai ales dacă închidem sub 8675 am putea asista la o alunecare. Inițial 8644, 8583 ar fi nivelul de monitorizat. Acțiunea astăzi destul de liniștită, dar pe măsură ce ne apropiem de finalul ședinței ne-am aștepta ca măcar un imbold mai clar într-una dintre direcții să fie întrevăzut. Rezistență la 8718, apoi vârful recent de la 8770. US 30 a cunoscut o revenire minoră, apoi o retestare a bazei canalului de trend și de aici direcția rămâne încă la latitudinea piețelor. Nu avem o mișcare deosebit de clară. Din punctul nostru de vedere, să e relevant dacă închidem în afara canalului de trend și mai ales dacă închidem sub 15.518, putând ulterior să alunecăm chiar înspre 15.405 sau 343. Rezistență la în zona 605, apoi a vârfului local de la 657. Am avut astăzi date pe Canada, așa încât putem să aruncăm o privire scurtă aici, date divergente în privința inflației, un indice global CPI în stagnare, dar o stagnare neașteptată, se aștepta o creștere de 0,1%, valoarea core, valoarea care exclude elemente volatile, fiind mai ridicată. Teoretic, interpretarea ar fi trebuit să fie marginal pozitivă dolarului canadian. Am avut o fluctuație și până la urmă, în continuare, piețele ezită în zona liniei de trend descendent. Ar fi foarte interesant dacă de aici am înregistrat o respingere și piețele ar retesta nivelul de 1.0267 sau ulterior ar merge chiar mai jos înspre zona 1.0360. Este, din punctul de vedere al analizei tehnice, în momentul de față, este o bună regiune în care USD CAD să cunoască măcar o stabilizare, dacă nu chiar o corecție. Dar pe un termen mai lung, aș îndrăzni să spun că există și factori tehnici, dar și factori fundamentali care ar putea să ajute USD CAD să spargă în cele din urmă, poate în ședințele următoare, nivelul de 1.03. Euro-RON a avut de înfruntat aceleași presiuni ascendente, leul fiind mai puțin avantajat de tendința de scădere a dobânzilor și de asemenea de mici semne de întrebare legate de stabilitatea politică. Aș vorbi de altfel și de efecte sezoniere care nu sunt neapărat de ajutor leului și încetul cu încetul 4.46.55, așa cum am discutat de dimineață, a fost atins. Dacă vom și sparge acest palier, zona 4.48 și apoi 4.49 reprezintă posibile repere de atins. Astăzi, de urmărit în câteva minute, încrederea consumatorilor în zona euro, un element de importanță cel puțin cel mult medie, și la 7 și jumătate seria de discursuri ale oficialilor Fed, începe George, apoi Tarullo și apoi cel mai important din nou James Bullard,
să vedem dacă aduce elemente de noutate față de mesajul prezentat în cadrul unui interviu anterior pe care l-am comentat deja. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți parte de o după-amiază frumoasă, de un weekend odihnitor și atenție la deschiderea piețelor duminică seara. În funcție de rezultatul alegerilor din Germania, putem avea un impact pozitiv asupra riscului în ceea ce se întrevede acum, în ideea în care alegerile dau o mai mare șansă și o mai mare claritate continuării în poziția de cancelar a Angelei Merkel. Dacă avem un semn de întrebare la adresa acestei ipoteze, atunci e posibil să înregistrăm o deschidere cu mai puțin apetit pentru risc și asta ar putea însemna efecte negative în piețele de capital și efecte negative asupra monedei unice europene. Mulțumesc pentru atenție, un weekend plăcut, o zi frumoasă, la revedere!